Hai norobeții și bine v-am regăsit la un nou video. Bă, astăzi facem fragmente, deci avem un inventar de fragmente. Facem energie să vedem câte energie ne ies dintr-un inventar de fragmente și ce energie le-am luat. Cam la 2,9 parcă mi se pare, 2,9 ori 45, 130 de milioane i-am dat pe tot. Ești din 13 astea de 10, ne scoatem tot investiții. Hai să vedem ce iasă, nu o să țin. Hai să închid. Nu o să țin tot parcursul, revenim la final după ce legat, facem profitul și vedem ce a ieșit. Bun, hai că ne-am apropiat și noi de gătat cu ele. Bă, în timp nu știu să vă zic cam cât a durat, am fost de 2 ori de la PC. Dar în 20 de minute eu zic că maxim să pot găta un inventar de făcut fără nicio problemă, cazul în care stai de ale. Hai că nu avem foarte multe. Gata, asta a fost și ultimul. Bun. Avem și în inventarul 2. Da, 47 de bucate avem de 5. 23 de 7. 9 de 10. 10. Da. Avem 3 și 10. Bun, hai că e bine. Bun, avem fix 13, bă, din astea. Fix 13 bucate. Hai că le tracem. Păi eu le-am pus inițial la 14, hai să vină. Să vină că mi s-a dat. Nu mi s-a dat numai una. Dar la 10 milioane eu zic că le putem pune. Deci avem așa. 130 de aici, asta e că poți face ușor. Ăsta vine 23, hai să zicem, nu știu, un 2,5 milioane. 23 ori 2,5. 57. 7, am tras 57 plus 130 plus astea de 5, 47 de bucate, 500 ca bucata să tragem, 20 ca să fie fix, 210 milioane minus 130, 80 de milioane teoretic profit. Acum, bă, sincer să vă spun, eu încă am. Deci, energie mai am destul de multe. Așa, aici avem 10 de 7. Astea numai se de 10 le avem, dar de 7 și de 5 am o grămadă, se de 10 să mai dau. Sau dacă se mai vinde de când în când una de 7, niște pachete de 5, dar nu-i foarte rău. Hai să vedem ce se mai întâmplă cu piața. Bă, încă e dat în scădere, hai să dăm ăsta. Dat în scădere piața și nu-i știi. Aștept acum să mi se vândă de pe shop. Avem așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 diamante antici. Până am luat la 120 bucate. Am zis că mare afacere ce fac. Cum le iau, le și dau, dar păi apăr la 115, 117, 20, 30, 40, 50, 60, 70, am să le pun inițial la 140 milioane. Până la urmă am scăzut la 127 ca să fiu măcar pe pagina 7. Văzut că mă bag cu mai mulți bani și o să iau mai multe, dar nu a fost așa. Facem la robine. 170. Băi, eu v-am zis că încet, încet urcă înapoi prețul la rubine. Hai să vedem cât e un legendar PVM. Așa. Medie rezistență. Dacă, bă, sincer, cred că așa e. Nu iau pe apărat. Cauza că găsesc ca și de plus medie atac și rezistență. Cam. E normal cu atac și apărare. Cool. Mamă, bă, dar sunt, bă, o grămadă și... Nu. 11 on. Da, deci 11 jumate, 12 on ar fi full. Miticul îi. Miticul gol mi-i trestează, 19. Nu-i rău, nu-i rău. Legendarul normal cât e? 8, 16, mamă, dar nu merită, numai dacă îți dă full. Da, de-aia mai mult m-aș duce pe Granatic, spre exemplu. Granatul e așa. Hai să facem o socotă.
50. Bun, îl punem la 50. Iar 50 și bun. Calcul. Aici avem randament de 3 bucăți, ne dă un legendar. Cazul în care noi avem randament mai mare de 3. Nu-l pot mici. Atâta nu s-a putut. Da? Cazul în care la noi ne iasă din 2,5, deja aici suntem pe plus, de exemplu. Dar la Ruby, unde e 270 anticu, legendarul îi 825, împărțit la 270. Mamă, tot acolo, fii atent, bă, fii atent. Da, cu asta chiar că n-aș știut. La Rubin, Onyx, da, dar se diferă după aia la Mythic. La Mythic, la Granat. Asta bun. Mamă, și la de la 4 ori jumate, de fapt așa era. Nu cred că să de la 6 ori. La 4 ori jumate, deci tu ești fix, fix la 3. Proporțional, deci vine 400. Deci mi s-a mai dat, ce s-a dat, Jadu Antic, e bun. 450, să zicem că îl dai, uite, se pare că se vinde și mai scump, adică la 500 s-ar putea să se deie. Randament de 3, dacă tu ești sub 3, să-ți deie un, din 3 antic, 3 legendare maxim, tu să faci un mythic, ești pe plus. Dar aici deja nu se mai aplică, legendarul îi 825, mythicul îi 19, 900, așa, împărțit la, cât am, 725, 800, nu, stai, bă, serios, că așa le uit, bă, și mai treabă lumea de prețuri, da, hai, cum, așa, deci trebuie să ieși sub 2,3, e sub 2,3 să-ți dea, aici deja e altă situație. Cazul în care iai full, vedem, de la, da, nu știu, ăsta, de la 39 de won în sus, hai să vedem, da, pa, pop, deci dau încercări, poate vine, media atac, atac, de atac, rezistență, media atac și apărare 45. Aici e marele avantaj numai la astea, la celelalte, deci numai strict să merg numai pe profitul din plusat, fără bonusul. Bun, băieții, cam atât o să fie video de astăzi. Pentru mâine, sper să avem cufere Hydra sau Disara, nu știu când pun video ăsta, ai ideea. Sper să avem cufere Hydra, un inventar de cufere Hydra, mă gândesc, dacă putem aduna. Avem cât avem acum? Avem 6, 7, 8, 9, 1. Dacă mi se mai dă ceva până mâine dimineața, ai ideea că sunt prețurile enorm de mari. Hai să mergem și la cealaltă copuri să vedem. Asta cred că au vândut, ce au vândut? Niște blesuri. Ăsta nimic. Nu e a meu. Următorul e a meu. Ăsta e a meu. A, nici aici nu au vândut. Asta ce-o mai vândut, dar n-o vândut de mare preț. M-am dus energie încă mai. Ne auzim pe data viitoare. Cuferele, oh. Stai că facem șustă. Fără argintiu, ok, la 18 milioane. Fiți atent. Las că facem șustă. E posibil din cauza asta să mai, știți cum zic, mai amânăm un pic. Da, 150. Hai de atât. 150, luăm 3 sloturi, 3 sloturi astea. Așa, ne pregătim să pierdem niște bani. Bun, dacă le vindem la cât e pe piață în momentul de față, 17 milioane, 18 milioane, avem 3, 6, 90 de milioane profit. Păse de aici. Cazul în care mai cumpărăm, avem mai mult profit. Acum vedem ce sunt. Bun, serios, încredem aici, ne auzim pe data viitoare, numai bine că prelugeți videourile, ciao!